pierdut, da, poate. Da, așa. Ce senzații, Victor? De-am nu interesat. Înainte veneau, dar măcar pentru întrebarea, când aderăm la Uniunea Europeană? Dar acum nimeni nu mai întreabă nici lucrul ăsta. Că e clar de-am când aderăm. Deja nici invitațiile personale nu mai funcționează. Da. Nu, va trebui să schimbăm tactica. Păcat. Am primit invitație, dar n-am fost în țară. Abia am venit sâmbătă, am venit. Așa. Dar am primit 3 invitații. La același eveniment. S-am încheiat un oaspete foarte dorit. Azi am văzut. Și mai așteptăm o minută și... Dar dumneavoastră de... Privesc eu. Nu, înseamnă că eu știu că unii jurnaliști chiar așa și mi-au spus, dar noi privim de pe loc, de agențiile noastre. Chiar prieteni. Da. E frig, da, nu se poate. Bine. Bună ziua la cei care sunt prezenți sau și la cei care ne ascultă online și ne privesc online. Clubul nostru de presă de astăzi este dedicat unei teme care este importantă pentru țara noastră, o temă care, din păcate, a fost ignorată și de guvernanți, și de mass media noastră, și de societatea civilă, care în mare parte se declară pro-europeană. Probabil că suntem prea mult preocupați de problemele interne cu care ne confruntăm în prezent și uităm să privim mai larg și să înțelegem mai larg contextul în care se află Republica Moldova, astfel, de fapt, ratând și ocazia de a găsi soluțiile necesare pentru pericolele pe care trebuie să le facem față și problemele interne din țara noastră. Tema de astăzi este noua politică europeană de vecinătate. De ce e noua? Pentru că pe parcursul anului curent a avut loc un proces de revizuire a politicii europene de vecinătate, inițiat de Comisia Europeană și susținut de statele membre europene. Această procedură, acest proces de revizuire a durat câteva luni, a avut loc consultări ample. Consultările acestea au implicat atât instituțiile europene, statele membre ale Uniunii Europene, statele partenere din politica europeană de vecinătate și inclusiv din cadrul parteneriatului estic, de asemenea organizațiile internaționale, societățile civile din statele membre ale UE și statele parteneriatului estic și, în general, a politicii europene de vecinătate. În urma acestei consultări au fost colectate aproximativ 250 de contribuții care, de fapt, au stat la baza noului document de revizuire a politicii europene de vecinătate, care a fost făcut public la 18 noiembrie curent de către doamna Federica Mogherini, un alt reprezentant pentru relații externe și politica de securitate, și de asemenea de către Johannes Hahn, comisarul european pentru
vecinătatea europeană și negocierile de extindere. Acest document a fost prezentat Parlamentului European și inclusiv Consiliului Uniunii Europene. Ca ulterior să se întreprinde acțiunile necesare pe care le prevede acest document, intitulat Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, precum și Comitetul Regiunilor, cu privire la revizuirea politicii europene de vecinătate. De ce a fost nevoie de revizuirea politicii europene de vecinătate? În primul rând, având în vedere evenimentele care s-au produs începând cu 2013-2014 în Ucraina, mă refer la anexarea Crimeei, apoi politica agresivă a Rusiei față de Ucraina, în special în regiunile Donbass și Lugansk, care au destabilizat regiunea în general și în special parteneriatul estic, politica agresivă care este a Rusiei, care este, vizează nu doar Uniunea Europeană, nu doar statele membre din parteneriatul estic, inclusiv și Republica Moldova, dar însăși politica europeană de vecinătate. Am putea spune că această politică agresivă a adus parteneriatul estic într-o situație de criză. De asemenea, această revizuire a fost determinată și de către evoluțiile interne din statele parteneriatului estic și din politica europeană de vecinătate, în special din dimensiunea sudică a acestei politici. Multe din state, din aceste state partenere au întâmpinat și întâmpină probleme în promovarea reformelor, nu au destulă voință politică pentru realizarea unor schimbări majore, profunde în societățile lor, întâlnesc diferite obstacole de ordin și economic și social, dar și de securitate, care le împiedică să se concentreze pe aceste schimbări sau împiedică societatea și guvernările să aibă o viziune comună asupra acestor schimbări. De asemenea, Uniunea Europeană a înțeles că, din păcate, nu, ea singură nu este în măsură să rezolve aceste probleme, fie de ordin de securitate, fie de ordin economic, social și de ordin strategic, că este nevoie ca și statele partenere să contribuie în mod egal și responsabil la aceste schimbări. De aceea, Uniunea Europeană a decis să aducă mai mult realism și pragmatism în această politică europeană de vecinătate și inclusiv în parteneriatul estic. Consultarea publică a scos la iveală mai multe lucruri interesante și relevante. În special aș menționa următoarele, că deși Uniunea Europeană a susținut foarte activ și politic și financiar procesul de reforme în statele politicii europene de vecinătate și în cadrul parteneriatului estic, nu toate statele au îmbrățișat această politică în mod egal. Unele din state au considerat că politica europeană de vecinătate și soluțiile pe care le propune Uniunea Europeană sunt prea prescriptive și suferă de inflexibilitate. Nu țin cont de circumstanțele regionale. Întotdeauna. A fost de asemenea evidențiată necesitatea unei implicări, unei responsabilități mult mai mari decât până în prezent a statelor, a țărilor partenere, atât din cadrul Uniunii Europene, cât și din politica europeană de vecinătate. S-a
accentuat necesitatea unei focusări mai mari pe schimbările realiste pe care trebuie să le realizeze împreună Uniunea Europeană și statele partenere. Soluție realistă care să țină cont atât de nevoile interne cât și de circumstanțele regionale ale statelor respective. Care sunt principalele elemente ale noii politici europene de vecinătate? În primul rând, scopul major de acum pentru următorii 3-5 ani va fi stabilizarea regiunii și inclusiv a parteneriatului estic. Vedem în cadrul parteneriatului estic deja o diferențiere vizibilă între, de fapt, cel puțin două grupuri de state. Pe de o parte, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, care au semnat acordul de asociere și de liber schimb și doresc să se integreze nu doar economic în cadrul Uniunii Europene, dar și politic. Și pe de altă parte avem alt grup de state, cum ar fi Azerbaijan, Armenia și Belarus, care își doresc o relație mult mai flexibilă, un parteneriat care nu implică neapărat și dimensiunea integrării economice cu Uniunea Europeană. Dar stabilizarea se are în vedere nu doar axarea pe dimensiunea de securitate regională. Stabilizarea, în opinia Uniunii Europene, va fi una cuprinzătoare, va viza mai multe sectoare de unde se regăsesc principalele surse de instabilitate și radicalizare. Și printre aceste surse, Uniunea Europeană și inclusiv statele partenere care au participat la această consultare au fost identificate sărăcia, inegalitatea, sentimentul de nedreptate, corupția, slaba dezvoltare economică și socială și lipsa de oportunități pentru tineri. O altă caracteristică a noii politici europene de vecinătate va fi diferențierea mult mai accentuată și responsabilitatea reciprocă sporită. Ce înseamnă? Noțiunea de diferențiere nu este nouă pentru politica europeană de vecinătate. De fapt, ea a fost lansată în 2011, când a avut loc penultima revizuire a politicii europene de vecinătate. De această dată, diferențierea va fi mult mai profundă, va fi o diferențiere mai accentuată între dimensiunea estică a politicii europene de vecinătate și dimensiunea sudică, dar de asemenea va fi o diferențiere clară în interiorul acestor dimensiuni și în cazul de față mă refer la parteneriatul estic. Uniunea Europeană nu va insista de acum încolo ca toate statele din parteneriatul estic să semneze acordurile de asociere și să facă parte din acordurile de liber schimb comprehensiv și aprofundat cu Uniunea Europeană. Vor fi găsite noi soluții, soluții flexibile, soluții care se reflecte atât ambițiile statelor din cadrul parteneriatului estic, fiecărui stat în parte, cât și voința politică și angajamentul pentru reforme. Iar aceste natura viitoarelor parteneriate cu statele din parteneriatul estic și prioritățile acestor parteneriate va fi obiectul unei consultări pe care Uniunea Europeană îl va iniția pe parcursul anului 2016. Și ca rezultat acestei consultări vom avea noi configurații de parteneriate în cadrul parteneriatului estic, care vor reflecta, repet, ambițiile și așteptările fiecărui stat în parte.
Desigur, Uniunea Europeană va continua să insiste pe asigurarea statului de drept, a independenței și eficacității sistemelor judiciare, pentru că aceasta este ține de valorile care stau la baza Uniunii Europene, valori care stau de asemenea și la baza, la temelia oricărui parteneriat pe care Uniunea Europeană îl inițiază cu statele din vecinătatea europeană. Se va insista de asemenea în continuare pe dezvoltarea, reformarea și dezvoltarea unei administrații publice la nivel central și local responsabile pentru acțiunile sale și de asemenea, fără îndoială, lupta împotriva corupției va constitui un element central al angajamentului Uniunii Europene cu statele din parteneriatul estic. Am menționat anterior că, din păcate, nu întotdeauna reformele pe care le-a susținut Uniunea Europeană au fost implementate la nivelul corespunzător. În 2011, Uniunea Europeană a venit cu noua noțiune de mai mult pentru mai mult, pentru a promova, a susține aceste reforme. Această noțiune, această modalitate de încurajare a reformelor a dat rezultate acolo unde statele membre, guvernările respectivelor state, au dorit să facă schimbări, a existat voință politică. Ori, din păcate, acolo unde nu exista această determinare, nu exista acest angajament clar din partea elitei politice, ori societatea civilă era slabă pentru a promova aceste schimbări, mai mult pentru mai mult nu a dat rezultatele scontate. De aceea, Uniunea Europeană va încerca să identifice noi modalități de a menține necesitatea schimbărilor în dialogul cu statele parteneri prin crearea unor noi parteneriate la nivel local cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic și, desigur, cu partenerii sociali, implicându-i nu doar în monitorizarea acțiunilor guvernărilor, dar și, de asemenea, în procesul de formulare a politicilor, mult mai insistent, și de implementarea acestor politici. O altă trăsătură a noii politici europene de vecinătate este apariția unui nou domeniu de cooperare cu statele din politica europeană de vecinătate și în cadrul parteneriatului estic. Mă refer la dimensiunea cooperării în domeniul securității. Această dimensiune a devenit extrem de importantă în lumina și a crizei ruso-ucrainene, dar și a evenimentelor din bazinul Mării Mediteraneene. Mă refer la radicalizarea islamică care are loc în această regiune și care pune în pericol stabilitatea regiunii în general, pune în pericol și reformele democratice pe care Uniunea Europeană le-a inițiat împreună cu guvernările din unele din aceste din statele din bazinul Mării Mediterane. Ce va viza aceasta? Deci, și această dimensiune nu va fi una prescriptivă. Cooperarea în domeniul securității, de asemenea, va reflecta ambițiile fiecărui stat în parte. Va reflecta prioritățile și, de asemenea, natura angajamentului pe care și-l dorește, în primul rând, statele din politica europeană de vecinătate. Uniunea Europeană, pentru a promova acest dialog în domeniul securității, aceste cooperare în domeniul securității, va intensifica contactele cu țările partenere, cu administrațiile din țările partenere care se ocupă de aspectele legate de securitate, va sprijini în special eforturile de reformare a securității civile și militare. O astfel de cooperare ar putea să includă și, de asemenea, consilierea strategică și în materie de politici,
consolidarea instituțiilor și a capacităților acestor instituții care sunt responsabile de acest domeniu. De asemenea, va iniția dialoguri permanente în materie de securitate și de apărare cu țările partenere. De fapt, trebuie să spunem, în cazul Moldovei, acest dialog deja, elementele acestui dialog deja există și cu siguranță noua politică europeană de vecinătate ar putea să dea un nou, să umple cu un nou conținut acest dialog. În primul rând, Uniunea Europeană va încuraja, repet, de la caz la caz, în funcție de interesele statelor din parteneriatul estic, participarea lor în cadrul misiunilor și operațiunilor politicii de securitate și apărare comună, inclusiv în grupurile tactice de luptă ale Uniunii Europene, sigur că având în vedere caracterul de neutralitate al țării, statutul de neutralitate al țării noastre, această opțiune este, nu cred că este fezabilă la momentul de față. Mă refer la participarea în grupurile tactice de luptă ale UE. Însă nu putem exclude și necesitatea modernizării capacităților tehnice a Republicii Moldova, respectând și statutul de, cu respectarea statutului de neutralitate, care este consfințit în Constituție. Și de aceea statutul de neutralitate nu ar trebui să ne limiteze acțiunile în domeniul de consolidare a apărării noastre. Și oportunitățile pe care ne le oferă Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, cred că ar trebui să fie inteligent folosite, valorificate. De asemenea, Uniunea Europeană va promova dialogul cu societatea civilă în domeniul securității și apărării, implicând diferite programe ale sale în acest domeniu. De asemenea, Uniunea Europeană va încerca să stabilească, să intensifice colaborarea cu statele partenere în ceea ce privește combaterea terorismului. Acestea sunt domeniile pe care am vrut eu să le menționez. Mai departe voi oferi cuvântul colegii mele, Victoria Bucătaru, care este director de programe la AP, pentru anume pe programe de integrare europeană, și dânsa se va referi la oportunitățile sau inovațiile pe care le aduce noua politică de vecinătate în domeniul economic. Da, mulțumesc mult, domnul Chirilă. Într-adevăr, domeniul economic sau cooperarea economică rămâne ar fi unul dintre domeniile relevante ale noului concept al politicii europene de vecinătate și aici se va ține cont de aspirațiile, dar și ambițiile pe care statele partenere le au în ceea ce privește cooperarea cu Uniunea Europeană. Astfel, UE intenționează să exploreze noi alternative de a promova integrarea și relațiile comerciale și de investiții pentru țările care nu doresc să se lanseze nemijlocit în negocieri în vederea unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. De exemplu, noi știm că acordul de asociere și DCFTA-ul prevăd posibilitatea de a semna acordul privind evaluarea conformității, dar și acceptarea, care permit, într-un final, libera circulație a produselor industriale în diferite sectoare specifice. Astfel de acorduri ar putea fi încheiate și cu alte țări din cadrul politicii europene de vecinătate, dar și cu, de asemenea, din cadrul parteneriatului estic, ale căror contracte actuale cu Uniunea Europeană prevăd aproximarea legislativă în domeniul reglementărilor tehnice, atât a standardelor, cât și a procedurilor de evaluare a conformității. De asemenea, Uniunea Europeană intenționează să dezvolte parteneriate intersectoriale pentru a sprijini creșterea economică a statelor din vecinătate, astfel contribuind și la stabilizarea statelor respective și domeniile care sunt cele mai importante și care sunt vizate în acest parteneriat ar fi ocuparea forței de muncă, dar și modernizarea economică.
În acest fel, Uniunea Europeană dorește să creeze legături mai strânse între sectorul public și cel privat, între UE, dar și statele membre care sunt interesate în crearea unor astfel de parteneriate, dar și, bineînțeles, să implice instituțiile financiare internaționale, astfel încât să dezvolte țările partenere în conformitate cu anumite strategii care sunt din start negociate, dar și care reprezintă niște specializări foarte, foarte clare, dar și inteligente. Uniunea Europeană, de asemenea, își propune să extindă rețeaua transeuropeană de transport TNT pentru a include și partenerii estici, iar împreună cu instituțiile financiare internaționale, dar și cu alți parteneri, să promoveze investițiile care sunt necesare în aceste, în aceste rețele. Aceste interconexiuni ar permite niște colaborări mult mai eficiente pe diferite sectoare economice între Uniunea Europeană, dar și partenerii din Est, dar și din Sud, astfel contribuind și, și la dezvoltarea țărilor respective. De asemenea, Uniunea Europeană are drept scop promovarea deplină a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgia în cadrul comunității energetice europene, care ar putea spori oportunitățile pentru investiții și schimburi comerciale. Aici trebuie să menționez că Republica Moldova a implementat pachetul 2 energetic și în prezent se află într-un proces de implementare a pachetului 3 energetic. Știm că în acest an a fost deja prezentată noua lege cu privire la energie electrică care corespunde noului pachet 3 energetic al Uniunii Europene. Rămâne de văzut cum va fi implementată această lege și mai departe însă și pachetul 3 energetic. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că Uniunea Europeană, în cadrul noului concept al politicii europene de vecinătate, atrage o foarte mare atenție și sistemului educațional. Astfel, UE dorește să lărgească semnificativ posibilitățile de participare a partenerilor din vecinătate în cadrul programului Erasmus+, inclusiv prin oferirea unui nivel sporit de finanțare. Observăm că se acordă o atenție foarte mare facilitării participării partenerilor în programul Erasmus+, în primul rând a instituțiilor de învățământ superior, și inclusiv a acelor instituții din regiunile aflate în conflict. Un exemplu pentru Republica Moldova ar fi regiunea transnistreană. De asemenea, Uniunea Europeană, precum a făcut și anterior, dar și în această nouă viziune, pune un accent mare pe încurajarea mobilității cadrelor didactice, dar și a studenților. Astfel, ei își doresc ca să fie dezvoltate aceste rețele de schimb de studenți, dar și oferă posibilitatea de a avea o experiență de muncă în străinătate, precum și să promoveze programe de stimulare a persoanelor care au studiat și au dobândit cunoștințele în Uniunea Europeană, pentru ca aceștia să se întoarcă înapoi acasă și să implementeze toate aceste cunoștințe în țara lor de origine. Trebuie să menționăm faptul că Uniunea Europeană de asemenea a angajat resurse semnificative pentru stabilizarea țărilor de vecinătate. Astfel, pentru perioada 2014-2020, instrumentul european de vecinătate pune la dispoziție peste 15 miliarde de euro, iar Republica Moldova în această perioadă îi se va aloca în jur de 746 de milioane de euro. Aici aș vrea să menționez și faptul că, deși suportul bugetar pentru Republica Moldova în prezent este sistat, Uniunea Europeană în continuare ajută Republica Moldova prin programe specifice, astfel încât asistența financiară continue să existe. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că unul din subiectele cărora li se acordă atenție prioritară este și colaborarea cu partenerii săi din statele membre în vederea denunțării dezinformării. Deci observăm că Uniunea Europeană scoate în evidență aspectele ce țin de promovarea unei mass media independente, fiabile și credibile. De asemenea, se dorește dezvoltarea capacităților de comunicare strategică în cadrul administrațiilor centrale și regionale,
regionale din statele partenere pentru a avea o mai bună comunicare, dar și a înțelegere a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și beneficiile unei asocieri mai aprofundate cu Uniunea Europeană. Acest lucru, bineînțeles că este unul foarte pozitiv, pentru că până am observat că administrațiile publice locale nu sunt atât de implicate atât în procesul negocierii acordului, nu au fost implicate atât în procesul negocierii acordului de asociere, dar și la etapa de programare a asistenței pentru Republica Moldova și identificarea priorităților pe care Republica Moldova le are. Și atunci, bineînțeles că aceasta ar trebui să facă parte și dintr-o strategie națională mai largă, și anume implicarea regiunilor, a autorităților publice locale, a cetățenilor, a societății civile în ceea ce privește implementarea acordului de asociere, dar și identificarea necesităților prioritare ale Republicii Moldova per ansamblu. Victoria, mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea să fac următoarea, să trag următorul semnal pentru clasa noastră politică și guvernanți. Politica europeană de vecinătate este un semnal destul de clar pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și, în cazul de față, pentru Republica Moldova de asemenea, pentru că în ultimul an Moldova demonstrează o totală lipsă de voință politică și de concentrare pentru a face reformele pe care s-a angajat să le implementeze conform acordului de asociere și zonei de comerț liber, comprehensive și aprofundate. Și acest lucru ne creează o imagine foarte proastă în exterior. Uniunea Europeană, prin noua politică europeană de vecinătate, de înțeles tuturor că ea nu va face mai mult decât vor statele membre ale politicii europene de vecinătate și ale parteneriatului estic. Doar existența unui acord de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană nu îți garantează că Uniunea Europeană va fi la fel de angajată și politic și financiar. Statele membre și, în cazul de față, Republica Moldova trebuie să dea dovadă că ea își dorește cu adevărat să implementeze acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană. Că ea are ambiția pe care o cere acest acord, are determinarea, are resursele necesare pentru a face aceste reforme și angajamentul de durată. Chiar și cu acest acord de asociere, Uniunea Europeană ar putea să aibă o abordare diferențiată flexibilă față de Republica Moldova, în sensul că va face exact cât Republica Moldova poate să realizeze și să ducă la bun sfârșit. De aceea, dacă cu adevărat dorim să accelerăm procesul de apropiere de Uniunea Europeană, de integrare economică, care, în opinia mea, va deschide și ușile pentru un viitor, pentru integrarea politică, este nevoie de mobilizarea clasei politice, care în cele din urmă va da credibilitatea necesară în ochii societății că această clasă, totuși, politică actuală nu este cu totul pierdută și poate să facă ceva. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că politica europeană de vecinătate, noua politică europeană de vecinătate, rămâne în continuare, prin excelență, o politică de cooperare pe orizontală. Ea nu prevede integrarea politică a țării noastre în Uniunea Europeană și a țărilor din parteneriatul estic, însă Uniunea Europeană este determinată să extindă ariile de interacțiune cu țara noastră. Vedem foarte clar că Uniunea Europeană a depășit reticențele anterioare cu privire la cooperarea în domeniul securității și de apărare. Este o schimbare calitativă și pentru Uniunea Europeană, dar și pentru regiunea noastră. Cred că Uniunea Europeană are destulă experiență pentru a ne ajuta să ne consolidăm
securitatea internă și externă a țării noastre. De aceea, un dialog în acest domeniu este extrem de necesar, dar este la fel de necesar să avem în față o agendă clară, niște priorități clare, ce dorim să realizăm în acest sens, doar deocamdată nu există o astfel de claritate la nivelul guvernării. Și, desigur, nici societatea civilă nu este implicată în acest proces. Cred că pentru anul viitor este necesar ca și administrația centrală și societatea civilă, indiferent de culoarea administrației centrale, ar trebui să inițieze o discuții largi pe tema cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în domeniul securității și să ne fixăm clar prioritățile. Cam atât am vrut să adaug eu. Victoria? La fel de ce ține de asistența financiară. Asistența financiară, după cum vedeți, cred că este impunătoare pentru țara noastră. Ea nu se limitează, nu se va limita la cei 746 milioane de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat să le acorde Republicii Moldova în următorii până în 2020, dar pentru a maximaliza asistența financiară pentru țara noastră, desigur că țara noastră va trebui să dea dovadă de rezultate vizibile în domeniul reformelor și economice și sociale, dar și politice, și mai ales la capitolul independența justiției și în combaterea corupției. Dacă aceste rezultate se vor lăsa așteptate, cu siguranță că nici cei 746 milioane de euro nu vor ajunge în țara noastră. Suma respectivă este o sumă pe care este strict dependentă de progresele pe care țara noastră le va realiza în următorii ani la capitolul implementarea agendei de asociere cu Uniunea Europeană. Dacă nu va fi acest angajament, cu siguranță și nu doar susținerea politică va fi minimă, dar și asistența financiară va fi, pentru țara noastră va fi revăzută. Și vedem că Uniunea Europeană deja a început să fie realistă la acest capitol, a suspendat pe parcursul acestui an asistența financiară pentru domenii importante de reformă și cred că clasa noastră politică ar trebui să țină cont de această nouă schimbare de nu doar de ton, dar și de percepția Uniunii Europene față de țara noastră. E timpul să înțelegem că perioada romantismului în relația noastră cu Uniunea Europeană a trecut. Anul acesta este extrem de grăitor pentru noi toți și dacă într-adevăr ne dorim ca într-o bună zi să obținem perspectiva de integrare europeană, este important să ne mobilizăm cât mai curând posibil la nivelul întregii societăți. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să mai adaug ceva. Ceea ce mie mi se pare foarte important este că noi ar trebui să avem o strategie foarte clară de cum vom implica și autoritățile publice locale și regiunile în implementarea acordului de asociere și a DCFTA-ului, pentru că până în prezent atenția toată a fost concentrată asupra autorităților publice centrale și a Chișinăului, însă trebuie să ținem cont de faptul că acordul de asociere și dezvoltarea Republicii Moldova implică inclusiv regiunile. Și atunci trebuie să fie explicat foarte clar și prevederile, noul cadru legal a acestor funcționari publici care, într-un final, sunt cei care îl vor implementa. Atât timp cât nu va fi stabilită o strategie de comunicare eficientă cu regiunile, cu siguranță vom avea mari impedimente în implementarea acordului de asociere și a DCFTA-ului. De asemenea, un element important în strategia de comunicare este legăturile și cooperarea care este stabilită între sectorul public și privat.
pentru că aceștia sunt ambii actori care trebuie să coopereze în implementarea acestor două acorduri și doar de succesul acestor parteneriate în mare parte va depinde și implementarea de succes a acordurilor pe care le avem cu Uniunea Europeană. Menționasem anterior și Victoria și eu despre această asistență financiară pe care Uniunea Europeană ne-o acordă. 30% din această asistență va fi pentru modernizarea agriculturii și dezvoltarea rurală a Republicii Moldova. Deci 30% din 746 de milioane de euro este o sumă, eu cred că, destul de importantă pentru satele noastre, raioanele noastre. Acest lucru, pentru a asimila această asistență impunătoare, va fi necesar ca autoritățile locale să se implice mai activ în procesul de schimbări, reforme la nivel regional și local. Acest lucru presupune, fără îndoială, o informare mai bună la nivel local despre schimbările pe care le presupune acordul de asociere, așteptările pe care le au partenerii externi de la autoritățile locale. Și, desigur, pregătirea nu doar administrațiilor locale și regionale prin diferite traininguri, seminare, etc., dar și prin crearea unor parteneriate noi care să promoveze schimbările. Vedem că nu este acolo unde există o cooperare fructuoasă între administrația locală, între comunitatea de afaceri și societatea civilă, așa cum o demonstrează multe state din Europa Centrală, din statele baltice în special, și din România tot mai mult. Acolo au loc schimbări. Acolo are loc și schimbarea de mentalitate, acolo are loc și înțelegerea faptului de către cetățeni că de ei depinde schimbarea, de ei depind rezultatele concrete ale administrațiilor locale. De aceea, cred că societatea civilă ar trebui să se implice tot mai mult la nivel local, nu doar prin programe de comunicare, de informare, dar de asemenea prin proiecte de mobilizare a comunităților. Și când mă refer la mobilizarea comunităților, am în vedere mobilizarea tuturor actorilor interesați la nivel regional și local de realizarea unor schimbări concrete, de implementarea unor proiecte concrete, programe concrete, de schimbare a realităților și economice, și sociale, și infrastructurale. Cred că acest lucru ar trebui să fie o prioritate majoră pentru noi toți, dacă într-adevăr dorim ca Republica Moldova să pornească să iasă din impasul în care ne-am trezit. Nu mai e cazul să mizăm doar pe clasa politică la nivel central. Este important să creăm atributele unei schimbări la nivel local. Și acest lucru depinde de foarte mult de noi. Mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, atunci suntem gata să le răspundem. Dacă nu, atunci vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc agenției InfoPrimNeu, mulțumesc foarte mult Privesc Eu, pentru că sunt întotdeauna fidel și prezenți aici, și mulțumesc tuturor celor care ne-au ascultat online.